Bună seara, bine ați venit la punctul de întâlnire. 24 ianuarie, o sărbătoare istorică pentru România, una pe care o marcăm cu tensiuni majore, atât politice cât și sociale. Veți vedea în câteva secunde imaginile de la uh, protestul din Piața Victoriei, doamnelor și domnilor. Așa uh, s-au gândit unii români să sărbătorească această zi a micii uniri, 24 ianuarie. Prin proteste la adresa unor politicieni, prin proteste la adresa uh, guvernului, proteste la adresa majorității parlamentare. Nu-mi dau seama exact câți oameni sunt, dar pare că sunt câteva sute cel puțin, din cauza faptului că uh, lumina nu e foarte bună, nu-mi permite să fac o evaluare corectă, dar... Din ceea ce văd pot să afirm clar că sunt câteva sute de oameni în Piața Victoriei cu drapele care protestează în momentul de față. Știți bine, aceste proteste au un profund caracter anti-PSD. La ele participă din când în când, uneori și politicieni ai Partidului Național Liberal, ai USR. Majoritatea sloganurilor sunt împotriva Partidului Social Democrat, împotriva majorității PSD-ALDE împotriva modificării legilor justiției și tot ceea ce ar putea să reprezinte o miză politică foarte, foarte serioasă astăzi în România. Aceste imagini vor fi difuzate la punctul de întâlnire. Probabil o să facem o fereastră cu aceste proteste din Piața Victoriei. Sunt sigur că opiniile sunt împărțite. Vedeți și dumneavoastră imaginile interesante. Unii cred că e bine să-ți exprim tot timpul nemulțumirea, protestul, să îți pui păsul în legătură cu un aspect sau altul. Alții cred că într-o zi de sărbătoare, 24 ianuarie, ar fi trebuit să ocolim astfel de tensiuni și să amânăm măcar cu o zi pentru a nu da semnalul dezbinării eterne a societății românești.